La chemarea partidului pe care l-am onoarea să-l prezint, Partidul Liberal Democrat, am făcut un apel către partidele încrățite din cadrul Partidului Popular European și astăzi, în ziua legilor, asistăm la un număr foarte mare de observatori. Sperăm foarte mult ca acest scrutin să nu fie fraudat și legile să fie validate. Sperăm foarte mult ca prin acest exercițiu inclusiv să se înceapă o reformare fundamentală a clasei politice din Republica Moldova și să avem posibilitatea să trăim într-un stat cu adevărat democratic. Este în putere președintele să facă atunci? Fără doar și poate, președintele poate manifesta voință și având o majoritate calificată a voturilor pe care le va primi în acest scrutin, el va fi în stare să mobilizeze clasa politică, să se sprijine pe acele forțe sănătoase din societate ca să atingem acele scopuri și să îndeplinească programul la care m-am referit.